Legumicultorii au avut o primăvară grea, în primul rând din cauza vremii. A fost și timpul așa de rău, nu s-au copt, acum au început, deja au început să copt. Prețurile sunt acceptabile pentru oameni, dar pentru noi care le producem, nu sunt. A fost în scurt, nu să fac toate odată ca să scoatem până când a pus data. Doar cei care au avut bani să-și încălzească serele în condițiile unor temperaturi scăzute și a unor costuri mari cu energia, au reușit să iasă din timp cu recolta și să o vândă la prețuri mari, adică în câștig. Am avut și temperaturi care ne-au deranjat. Au afectat cumva... Da, roșiile, părerea mea este că au ieșit mai micuțe anul ăsta. Mai bine ar fi fost să nu condiționeze data, să lasă omul să facă tomate tot anul. Abia acum cei mai mulți cultivatori au ajuns cu recolta în piețe. Asociațiile de fermieri au cerut Ministerului Agriculturii să extindă termenul de vânzare, ca să fie sigure că oamenii nu pierd sprijinul de la stat. Guvernul a prelungit perioada de valorificare a producțiilor realizate prin programul Tomata. Astfel, noul termen este de 1 iulie față de 10 iunie, cum fusese prevăzut inițial. Odată cu creșterea cantităților scoase la vânzare, a scăzut și prețul, spre satisfacția clienților care caută produse românești gustoase. Am scăzut, sigur că da. Păi au fost 10, 12, 15, acum sunt 6, 7, e mai mulțumitor. Prețul e cum este, că n-au cum să fie mai ieftine dacă toate sunt scumpe, nu? Așa că ne mulțumim cu ce avem, mâncăm mai puțin. Legumicultorii pot obține 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați pentru prima cultură de roșii din an, în anumite condiții, inclusiv cea referitoare la perioada de vânzare a recoltei.